Salutare și bine ați venit la o nouă rețetă! Astăzi am să fac sarmale și vă invit să rămâneți alături de mine pentru a vedea cum se prepară această rețetă. Le-am spus sarmale ca la bunica pentru că sunt făcute chiar după rețeta bunicii mele. Bineînțeles, nu am folosit acele ingrediente bio, după cum știți, pe care le folosește bunica. Am folosit ingrediente cumpărate de la supermarket, dar eu zic că am obținut aproape același rezultat. Dacă vă place rețeta, nu uitați să dați un like, un share să vadă și prietenii voștri și să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja, pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele viitoare. Pentru a prepara această rețetă, o să aveți nevoie de 1 kg de amestec de carne tocată, vită porc, 100 de grame de orez, 600 de ml de bulion de casă, 8-9 cepe. Am cântărit cepele aproximativ 400 de grame, 300 de grame de coastă de porc afumată, foi de dafin, cimbru, șuncă afumată, sare, piper, boia afumată și foi de varză acră. Începeți prin a toca ceapa mărunt. Iar după ce ați terminat de tocat ceapa, puneți pe foc o tigaie înaltă sau o oală, adăugați în ea câteva linguri de ulei de măsline, apoi puneți ceapa în tigaie și căliți-o pentru aproximativ 4-5 minute sau până când aceasta devine lucioasă. Când ceapa a devenit lucioasă, adăugați 400 de ml din bulion, amestecați bine și lăsați să fiarbă pentru aproximativ 5 minute până când acesta va scădea un pic. Când sosul a scăzut, opriți focul și lăsați-l puțin să se răcească. Iar în timp ce sosul se răcește, puneți într-un bol mare carnea, puneți orezul peste carne, sare, piper, boia afumată, puține frunze de cimbru și jumătate din cantitatea de ceapă cu bulion. Apoi amestecați totul bine. Iar când ați terminat de amestecat bine carnea, luați foile de varză și umpleți una câte una. Rulați foaia de varză, apoi împingeți la cele două capete foaia înăuntru și sarmaua este gata. Continuați așa până când veți folosi toată carnea. Am terminat de făcut toate sarmalele. Tocați mărunt varza care v-a rămas. Într-o oală pe care puteți să o băgați la cuptor, puneți puțin ulei de măsline pe fundul ei. Puneți restul de ceapă cu bulion. Puțină varză tocată. Amestecați totul și distribuiți pe tot fundul vasului. Apoi puneți felii de șuncă afumată. Cimbru. Foi de dafin. Și începeți să așezați sarmalele. După ce ați așezat primul rând de sarmale, puneți și câteva bucăți de coastă afumată. Apoi iarăși sarmale. Restul de coastă deasupra.
și în mijloc. Frunze de dafin dacă ne-au mai rămas. Bucăți de șuncă, la fel, în mijloc. Cimbru, crenguțe. Apoi acoperim totul cu varză tocată. După ce am acoperit totul cu varză tocată, punem restul de bulion deasupra, puțină apă, aproximativ 400 de ml am pus eu. Dacă mai aveți două frunze mari de varză, puneți-le deasupra sarmalelor, acoperiți cât să acopere toată oala ca un capac. Apoi puneți capacul și lăsați să fiarbă la foc mic pentru aproximativ o oră, iar în ultima jumătate de oră băgați-le la cuptor. După ce sarmalele le-au fiert, puneți-le pe farfurie și serviți-le alături de mămăliguță. Am să vă las o rețetă în descrierea acestui video, o rețetă de mămăligă pe care eu o fac și este foarte bună. Nu ezitați să o faceți. Vă urez poftă bună și până data viitoare, la revedere și numai bine!